Trecem împreună printr-o piesă din corespondența unuia dintre fondatorii creștinismului. Prima epistolă către Corinteni îl recomandă pe Apostolul Pavel ca pe un om atent, înțelept, tranșant, gata să mustre, să învețe, să corecteze, dar totul în spirit constructiv, recuperator, cu multă dragoste. De felul său un bărbat aspru, Pavel era o mostră de cât de radical poate schimba Dumnezeu un om, făcând dintr-un fundamentalist dur un om plin de căldură, dintr-un apărător fanatic al legii un promotor al harului, dintr-un prigonitor un martir. Nu degeaba hotărâ Dumnezeu ca acest om să rămână pe paginile Scripturii, iar scrierile sale epistolare să fie piese de rezistență ale Noului Testament. Îl observăm azi pe Pavel, nedându-se în lături să abordeze unul dintre cele mai mărețe și dificile subiecte, într-unul dintre cele mai celebre pasaje biblice. După ce a definit și a precizat rostul și manifestările darurilor spirituale, Apostolul Pavel subliniază că ele se pot exercita doar în și prin dragostea care vine de la Dumnezeu. Capitolul 13 este subintitulat Capitolul Dragostei și ne învață apăsat că doar prin puterea Duhului putem să iubim și să slujim pe Dumnezeu, dar și oamenii. Acest capitol binecunoscut ne înfățișează cum arată dragostea lui Dumnezeu și dragostea de la Dumnezeu. Ea înseamnă mai mult decât dragostea emoțională sau sentimentală. Este felul de iubire care își alege obiectul în inimă, minte și voință. Să mai zăbovim puțin asupra modului în care se manifestă această dragoste. Întâi, este plină de răbdare și bunătate. Fără acestea nu se poate. Apoi, dragostea se manifestă în ciuda diferențelor dintre noi. Le observă și le admite senină și netulburată. Dragostea nu face paradă de sine, nu se laudă, nu se fălește. Dragostea nu insistă să se facă doar așa cum vrea ea. Dragostea este secretul slujirii. Dragostea nu este pretențioasă, nu e nervoasă, nu renunță ușor și nici nu se mânie repede. Dragostea nu se îndeletnicește cu bârfa și nici nu ține socoteala păcatelor altora. Dragostea sare în apărarea celorlalți. Dragostea se încrede neclintit în Dumnezeu, chiar dacă oamenii falimentează. Ea urmărește ce e cel mai bine pentru alții și rămâne puternică în încercare. Concluzie: dragostea nu va pieri niciodată. Ea rămâne, este permanentă, durează. Va veni o vreme când nu vom mai avea nevoie de profeție, când limbile vor înceta, când cunoașterea se va estompa, când obiectivele credinței noastre vor fi atinse, deci credința nu va mai fi necesară, când toate speranțele noastre vor deveni realitate, nu vom mai avea la ce să aspirăm, ce să nădăjduim, deci și speranța va dispărea. Nu vom mai avea nevoie de credință, nu vom mai avea nevoie de speranță, doar iubirea va continua să se manifeste. Deci, dintre aceste trei fundamentale virtuți, credința, nădejdea și dragostea, cea mai mare este dragostea, decretează Apostolul Pavel. Dragostea lui Dumnezeu în noi. Poate vi se pare cam abstract acest concept al dragostei, dar nu e câtuși de puțin așa. Mie acest capitol mi se pare o sinteză a biografiei Domnului Iisus. El i-a iubit pe ai săi și pe noi până la capăt, cum scrie în primul verset din Ioan 13. Dragostea lui este veșnică. Iisus Hristos nu va înceta niciodată să mă și să te iubească.